Bună seara, sunt Natalia Tocarciuc și vă prezint emisiunea Lițom Clițu. Invitatul din această seară este Anatol Răcilă, artist al poporului, Ordinul de Onoare și director general al Teatrului Național Vasile Alexandrii. Bună seara, bine ați venit! Bună, bună! Dumneavoastră, dragi telespectatori, vă reamintim că puteți adresa întrebările la numărul de telefon 88155 sau la adresa poștală btvaron@btv.md. Domnule Răcilă, Shakespeare spunea că viața este un teatru, iar noi suntem actorii. Dumneavoastră aveți o carieră de 10 de ani. Pentru dumneavoastră, mai curând, teatrul a devenit viață, dacă nu greșesc. Da. Dacă putem spune că 40, aproape 40 de ani de scenă e viața, înseamnă că, într-adevăr, teatru pentru mine e o viață și mai ales că 25 de ani sunt directorul acestui teatru. Deci, viața mea am petrecut-o din anii 77 până în prezent în teatru astăzi național, atunci muzical-dramatic, Vasile Alexandrii din Bălț. Adică, eu nu socot că e mare biografia, fiindcă n-am dovedit și cred că nici nu voi dovedi să mai fac ceea ce am vrut să fac, fiindcă niciodată nu rămân mulțumit de niciun lucru. Așa e firea mea, cred că poate. Ce n-aș face, îmi pare că mai trebuie. Adică nici de măcar nici de un spectacol nu vă simțiți absolut satisfăcut? Nu, în viața mea nu m-am simțit. Am jucat sute de roluri, dar n-am simțit o mulțumire sufletească de un rol. Odată m-a uns, cum zice Ivan Torbincă, rolul lui Ivan Torbincă într-un spectacol, dar și acela socoteam că mai trebuie ceva. Și cred că asta și e principalul pentru un actor. El trebuie tot timpul să găsească ceva nou la un rol pe care îl joacă. Și dacă va găsi tot timpul nou, atunci rolul socotim că e făcut, sau cel puțin e adus și înțeles de oamenii din sală. Nu știu, 25 de ani sunt mulți ca director, dar îmi cunosc partenerii mei din scenă ca pe copiii mei. Cu atât mai mult că mai mult de jumătate din ei sunt elevii pe care i-am învățat eu și îmi pare bine că astăzi aproape toți judică așa cum am vrut eu. Dar eu am vrut tot timpul ca un actor în scenă să gândească. Fiindcă sunt foarte mulți actori care își fac datoria. Și o fac cinstit. N-aș zice că nu o fac cinstit, dar eu vreau și să gândească. Că totul începe de la o gândire logică. Sau nelogică, mă rog, dar e o gândire. Și când omul gândește, el și poate face ceva. Acel ceva trebuie să fie adus de acolo, eu știu, cred că din familie. Nu cred că un actor când zice, am muncit, am ajuns, da, munca este un plus sau este ceva. Dar cred că totuși talentul, acea rădăcină, aceea trebuie să fie. Altfel actorul nu poate exista, să muncească zi și noapte. Dacă nu-i, nu-i. Și nu ca dacă n-ai să găsești niciodată și toată viața n-ai să găsești. Un actor trebuie să gândească și trebuie să aibă talent. De aceea, toată viața am iubit oamenii talentați și cei care gândesc. E greu să faci teatru la Bălți? La Bălți? Din propria experiență, din experiența colegilor. Dar n-aș zice, că dacă era greu, fugeam. Credeți-mă că am avut toate invitații, am avut în anii 90, am avut invitația de la Botoșani pentru a organiza teatru basarabienilor din România. Deci nu m-am dus, fiindcă mi-era bine la Bălți. Adică mă simțeam în apele mele la Bălți. La Bălți, la Chișinău, la Cahul, nu îi importă. E principalul să faci teatru. În picioare, să vrei să-l faci. Să te dai cu totul, să nu cazi într asta. Să nu zic bani. Bani, zici că toți au, dar sovestea lui mică. Deci eu zic că trebuie de dare completă. Nu, de uitat, de bani. Eu cred că prin asta și
am iubit teatru, fiindcă n-am cătat niciodată să am un plus de la el. Eu tot timpul m-am făcut meseria. Mi-a făcut meseria cinstit și foarte frumos. Și dacă ar fi chiar și la Cahul, teatru este teatru. El la fel, unde n-ar fi să faci? Mă rog, simt greutăți. Dar când apare în scenă și când un actor își face datorie și face un rol extraordinar, uiți toate relele. Uiți și de lipsa de bani și de lipsa de căldură și de plata de lumină și apa. Tot uiți. Este ceea ce se numește teatru, ceea ce numim noi spectacol. Asta e oglinda noastră și asta e misiunea noastră. Noi suntem sufletul țării, credeți-mă. Dacă un actor iese în scenă și nu are o emoție, nu o poate transmite, nu o poate înghiți spectatorul de la dâns, atunci s-o cotim că nici n-a fost spectacol. Deci emoția trebuie să predomine în teatru. Cred că asta e, cred că. Oamenii noștri nu întotdeauna sunt predispuși să plătească bani pentru a privi ceva. Chiar și atunci când a fost închis cinematograful Patria, nu v-ați simțit că și teatrul ar putea fi în pericol? Nu, niciodată. Eu sunt un om care crede în viitor. Pe mine, eu nu cred că un teatru poate să dispară. Omul cel care nu vrea să plătească sau poate și drept face că nu vrea să plătească, pentru noi suntem un teatru național de stat și noi trebuie să avem 100% finanțare. Și de ce n-am prezentat spectacole, noi dar suntem sufletul, de ce nu ne-am deschis de sufletul gratis în fața oamenilor? De ce trebuie noi să facem bani să vindem biletul cel așa mai departe? Noi, eu o fac, dar o fac scârțâind, fiindcă sufletul nu se vinde. Și cât am vrea noi să câștigăm mult, niciodată nu o să câștigăm. E atâta cultură. Dar teatrele nu se vor închide niciodată. De ce nu se vor închide? Că noi am zis că suntem suflet, am zis-o. Noi suntem oglinda unei societăți. Și dacă ne uităm bine, bine în oglindă, noi vedem cine suntem. Unii sperie cine suntem, dar alții cad de acord. Dar alții încearcă să mușamalizeze toate greutățile care sunt aici. Deci ei niciodată nu se vor închide teatru. Va fi criză. Noi am fost în anii 90 când n-aveam, nu primeam leapă, n-aveam nimic. Dar noi am chemat băieți și am spus, băieți, trebuie să rezistăm. Și am rezistat. Mai săraci, mai făceam acolo, mai încoace. Dar până la urmă au rămas numai cei care aveau suflet. Au rămas acei oameni care în 57 au deschis sediul ăsta, voluntir, ciobanul, codău, doamna voluntir, potâng, adică o mână de actori care în 57 au înființat teatrul ăsta, au fost stâlpii acestui teatru, au rămas, au fost, erau alături de noi, de cei tineri care venisem în 77, nu au apărut alții, care la un moment dat, unii au părăsit teatrul, fiindcă au pierdut nădejdea. Au rămas numai cei care aveau suflet, purtau o emoție frumoasă în sufletul lor. Și desigur, nădejdea, că teatrul e obligat să existe, fiindcă noi suntem oglinda unui stat. Asta vă zic. Ați pomenit despre finanțare. Care este situația financiară actuală a teatrului? Sunt destule finanțe pentru... Nu vreau să vorbesc de situația financiară, că e de râs, înțelegeți? Noi, după statut, suntem Teatru Național de Stat, da? Nouă ni se cuvine cel puțin 80% deci, subvenționarea teatrelor. Noi nici 60% nu le primim. Vă dați seama cam cum existăm noi. În schimb, anul ăsta am intrat puțin în datorii, dar cred că până la finul anului scoate. N-am avut datorii niciodată. Adică am muncit, am lucrat, am făcut, am plătit tot. Dacă un teatru este sătul de tot, sau zic, este plătit extraordinar, sau zicem că dispar greutățile dintr-un teatru, atunci mă tem că atunci poate dispărie teatrul. Când omul e bine, el nu vrea nimic. Dar când în teatru bau o copie când ajunge acolo, bau o haină acolo, bau un moment de recuzit în altă parte,
știți, pornește așa numită mișcare activă și omul începe, hai mai să facem, hai să... Da. Dar dacă e bogat și are tot cele lui, el șede și bie un pahar, se gândește la cine știe unde, uite că mai are un suflet, dar suflet dacă îl uiți, el îmbătrânește și încet ciorul cât te-ai gândit. Și când ai ajuns, ajungi acolo unde nu trebuie. Deci eu nu vreau să mă jălui. Da, mi-e vine greu câteodată, mi-e vine ușor, altă dată. Situația financiară din teatru este suportabilă, deocamdată. Am făcut chiar acum un dimens la Ministerul Culturii, vom vindea 9 ani care vor fi probleme. Poate îi voi lumina cei de sus și să vă dați seama cu leafa mijlocii de 3.000 de lei, imposibil de trăit când plătești 2.000 căldura. Sunt probabil nevoiți să-și caute un al doilea job. Actorii eu nici nu-i țin. Poate cineva să mă acuză de asta. Pe mine nu mă interesează ora sau cele 7 ore de lucru de la teatru. Nu. Mie mă interesează lucru. Deci pot să nu-i vei deloc, dar lucrul să-l faci. Când nu mă interesează, mi-e trebuie lucru. Și de ce oamenii mei pot să plece? Eu le zic, chiar îi rog, dacă puteți găsi, veniți să găsim un compromis cu lucrul, așa, ca să puteți exista, că dați undeva de lucru. Și la, chiar la școli m-am adresat odată cu o scrisoare la Ministerul Învățământului, ca în școli noi să organizăm, fiindcă azi toată lumea suntem artiști. Toți fac spectacole. Unde te duci în școală să joacă spectacole? Dar zic, și cine îi predă în școală că joacă spectacole? Învățătoarea de muncă, învățătoarea de muzică, învățătoarea de limbă română. Măi, oameni buni, când noi suntem împăcăm cu gândul că fiecare trebuie să fim la locul nostru. Eu am 40 de actori aproape, da? Noi suntem câte 25 de școli în oraș. Ce nu se poate de găsit o unitate acolo la școală ca să fie un actor spre dăie teatru în școală. Ca copiii să ia, dar nu îi dă. Ați propus această idee? Am propus-o, domnule, și cu scrisoare la minister, și cu scrisoare la noi, la primărie. Puteți, nu știu de ce toată lumea crede că poate face teatru. Nu înțeleg că mai cânti acolo, mai spui bancuri, dar teatru e muncă, teatru e muncă, teatru e lacrimi, teatru e ani de trudă, de lacrimi, de plâns. Eu am făcut facultatea noastră, am mai făcut 2 ani de zile la Moscova, în clasa profesorului Nemirovski, deci la regia plastică. 2 ani de zile am crezut că sunt ocnă. Eu eram de la ora 9 în studio și când punem mâna pe spadă, nu ieșăm până seara târziu. Acolo nu se juca, știhinche și dahahinche, dar se muncea. Și venea omul acela de 2 metri și se uita, maladeț moldovan. Noi eram pentru dâns, clar că, vezi, dar era un om bun, adică a făcut o școală cu noi. Dar și la noi la facultate, l-avem pe Marele Baracci, pe Cupcea, Plațânda, Vitalii Rusu, Băleanu, deci niște actori de valoare, oameni cu suflet. Hai să zicem, eu nu zic, oameni cu suflet, care aduceau suflet. Și noi toți, de la ei am luat cei mai buni, care am vrut, dar care am fost artiști din anul 1 până în anul 4, sau zicem chiar artiștii a poporului din anul 1 până la 4, azi nu fac nimic. Stau ori la bazare, ori în altă parte și fac servicii. Trebuie sufletul să-l chinui. Sufletul să-l chinui, nu să dai din buză și zici că ești artist. Toată lumea e artistă în suflet, mai ales noi moldoveni. Noi tot putem face, numai nimic acătărea. Deci eu zic, în școli, normal, chiar nu se pricep lumea. Băi, ai o oră acolo de când, zicem, nu când toți, de când, când 2 oameni sau 3 din 10. Pentru ce trebuie muzica aceea? Eu am venit lecțiile de muzică. Pune, zice, maestru actorul. Și cheamă un actor și un pedagog, dă-i câteva ore la cealaltă. Copilul va fi dezvoltat. Va cunoaște și maestru actorul, va face și muzica, va cunoaște solfegiu, va cunoaște poate și 2-3 acorduri la un pian. Dar îi zic, dă și teatru, să duci, sară în sus, să leagă. Asta eu mult ascult. Eu nu degeaba zic, eu ascult oameni deștepți.
Eu știu oameni de la universitate, profesori, care nu știu unde e teatru. Uite, asta e tragic pentru societatea noastră, da. Dar copilul, dacă îl crede la pământ, îl iese, îi însufli. Dragostea față de teatru, ca el s-o perceapă într-adevăr. Nu că, e, da, dar cum face noi? Te-ați cântăm, ieșim la concurs, copiii mei tăi cânt și joacă. Mă, eu înțeleg copilul meu, el trebuie să joace și să cânte, dar îi învață-l să joace, nu să iasă. Și fac greșeli, îmblă, scalc picioare pe mâini și noi bătem din palmi. Am fost în America, domnule, nu importa cu ești câți ani ai. Dacă joci, poftim arat, pe nu joci, trecem pe acolo la șezut. Asta e politica care trebuie făcută. Dacă om înțelege lucrurile astea, a încercat să facă lucrurile astea, începând cu școala, atunci noi și spectatori vom avea la teatru, fiindcă omul care știe și percepe, el vrea să vadă cum alt om aduce lucrurile în scenă. Și el vine interesant de lucrul ăsta. Dar dacă nu știe nimic, aia și nu pierde timp. E că asta e tot problema. De ce? Ați pomenit și despre Mihai Volontir. Ce a însemnat acest mare artist pentru Teatrul Municipiului Bălți? Dom'le, îmi pare foarte rău că nu-l mai avem pe Volontir în rândurile noastre, dar eu sunt om optimist. Eu cred că Mihai Volontir a fost omul acela care și-a văzut visul realizat. El a făcut o vârstă frumoasă de 81 de ani. El a făcut sute de roluri în film. El a făcut sute de roluri în teatru. El a fost un artist. A fost un artist adevărat. E clar că e o tragedie că nu mai este între noi și ne pare foarte rău, fiindcă acești stâlpi al teatru care în 57 au format acest teatru nu mai sunt astăzi între noi, dar pe altă parte eu mă laud cu Volontir tot timpul. Unii mă duc. Poate am mai avut noi conflicte, ne-am mai, dar așa e. Dar eu mă laud cu Volontir și îi spun că Volontir a fost omul care și-a împlinit visele. El a trăit o frumoasă vârstă de 81 de ani, a realizat tot ce a vrut, nu știu dacă a câștigat tot ce a vrut, toate, hai să zicem așa, medaliile care i s-au dat, le-a primit pe merit. Deci a fost un om de teatru, dar omul ăsta a avut suflet. Omul ăsta, cum să zic eu, el degeaba nu ieșea în scenă. El nu ieșea degeaba în scenă. El se uita în ochii tăi pe scenă și dacă vede că tu ești tulbur la ochi, oare nu spui nimic, el întorce capul. Și tu trebuie să înțelegi că n-ai și cata lângă dâns. Nu de rău. El niciodată nu zicea nimănui rău sau cineva a lucrat. El cu mine a lucrat foarte mult. Eu țin minte când am fost introdus în spectacolul Despot Vodă al lui Alexandrii, m-au introdus, adică un actor s-a îmbolnăvit și m-au introdus într-o noapte. Dumnealui a venit de acasă noaptea în scenă și noi am stat până la ora 12 să ajung eu măcar la o condiție. Ca două zi era spectacolul programat și nu puteam, că era vândut toate biletele, nu puteam să-l suspendăm. Deci, pentru noi, Volontir a fost tot, a rămas tot și cred că și va fi tot timpul omul care a fost primul la noi la Bălți și care, dacă a știut cineva teatru din Vasile Alexandrii din Bălți cu adevărat, l-a știut datorită marelui Volontir. Cum priviți ideea de a instala un bust sau un monument în memoria acestuia? Și unde credeți că ar fi mai potrivit? Știți, eu tot timpul mă râd de ideea asta. Mă râd de ideea asta că ideea asta prima dată am dat-o eu. Am venit eu cu ea la primăria orașului și am propus, dar eu am propus ca piața Vasile Alexandrii să cheme piața Mihai Volontir. Zic, omul e viu, să vadă lucrul lui, să simtă meritele care le-a adresat, la care am primit un răspuns strașnic. El e viu. Și nu trebuie să mândrească de meritele sale atunci cât ești. Păi, el dacă moare, ce trebuie lui asta? Ca mor Volontir, nu-i. Toți s-au trezit, monumente vor să fac și nu știu unde, parcă ei știu de mult unde au să-l facă. Au să-l facă în fața casului unde au trăit. Dar întreabă de oameni, își fac față. Își fac față.
E că el nu-i. Deci până acum nu a vorbit nimeni din monument, amut cum s-a găsit, toți și de toate partidele început, și primarii noștri. Și... Atunci eu chiar vorbeam cu primarul de pe timpuri când zicea că, băi, dar pe el e viu, cum să facem așa? Păi, dar de ce dacă e viu? Hai să se bucuri că e viu. Niculin, era viu. Și rușul a dat denumirea circului Iuri Niculin. Dar noi putem să-l comparăm pe volontir cu Niculin. Nu știu ce ne-ar trage mai mult la cântari. Nu știu eu ce ochi avea volontir în fața camerei și ce ochi avea Iuri Niculin, cu toate că sunt două vedete nemaipomenite. De ce nu trebuie? Hai să-i dăm omul cât e viu, să vadă că el merită și să aibă cu ce să lăuda și să aibă pentru ce trăie. Așa e că noi volontiri, eu îmi facem monument. Și cine ați duc la mantel? Îți duc cu doi din teatru, trei eu îți duc. Că îi cresc generațiile, de nu se schimbă, el nu-i vinovat. Zicem, copilul celălalt drăgădiniț, că, cum zice, educatoarea nu știu, nu știu cine-i volontir și nici n-a să-i spui. Și el, știu, vă doi ani, trei, n-a să vorbească nimeni de volontir. Cum nu s-a vorbit de Island? Dacă nu aduce aminte de, la ziua lui de naștere, aduce aminte când moare. La noi omul bănuiesc că numai când moare scântă referambe. Noi nu știm, ne lăuda. Ce am zis-o eu la români. Eu am fost în România, am văzut sute de spectacole. Și chiar foarte, zicem așa, n-aș zice rele, dar chiar foarte slăbuță. Dar, domne, când vorbeau de spectacol, îți părie că, nu știu, Doamne ferește ce e. Adică ei știu a lăuda, nu știu cum. De nimic pot să fac așa. Dar la noi adun și îngroapă tot ce a făcut un om. Dar susține-l să ridici, să poată, să mai aibă dreptul la replică peste o an sau ceva. Nu, ușit și gata. Deci eu am o... Azi zice că o metodă sau eu... Nu știu cum să-i spun lucrul ăsta. Actorul când apare în teatru prima dată, eu îi ofer rolul central. Măcar două, trei de la început. Dacă îmi trăiesc trei roluri centrale, el se afirmă și îmi dovedește mie, chiar eu nimic să nu înțeleg, dar îmi dovedește mie că el e actor și poate face lucrul ăsta, el rămâne ca prima în teatru. Și ca erou sau de caracter. Dar dacă nu, sunt fie iertată încercarea, treci la dus flagul. Dacă n-ai, nu-i de unde. Și văd deodată care poate și care poate. Și toți regizorii din teatru, uite la noi și Griciuc, și tineretul nostru. Deci regizorii noștri tot așa fac. Mă văd băiatul a venit tânăr, ia-i să-l încerc. Bine, într-un rol poate fi mai. Da, în trei roluri el trebuie să arăte ceva. El e erou, ori e actor de caracter. Și dacă e actor de caracter, să rămână actor de caracter, dacă e erou, rămâne erou. De ce zic că nu îmi pare foarte rău de volontir că nu mai este între noi, dar să-i vii țărâna ușoară și noi străim să-l pomenim cu toții. Că a fost un om, un om cu suflet. Asta e adevărul. Cinstit din partea mea. Domnilor și domnilor, a venit timpul pentru o pauză publicitară. Rămâneți alături de noi. Автошкола «Форсаж» – это профессиональная подготовка водителей, новые автомобили, обучение на двух языках, оплата в рассрочку, удобное расположение. По окончанию курсов вы становитесь обладателем клубной карты, которая дает вам преимущество при страховании автомобиля, вызове эвакуатора и технической помощи. Скидки на топливо. Звоните на короткий номер 14077. Или 0791-14-077. Химчистка «Чистюля». Идеальная чистка ковров, паласов, пледов, одеял, перьевых и силиконовых подушек, мягких игрушек, а также оверлок ковров. Химчистка «Чистюля».
Это использование современного оборудования, гипоаллергенной химии, стирка роторными машинами, полоскание, центрифуга, сушка под потоками теплого воздуха, чистые ковры с доставкой. Приедем, заберем, привезем. Совершенно бесплатно. Химчистка «Чистюля». Телефон 0231-935-35. De parcă aș fi pe plajă. GFest, cele mai gustoase copturi. Magazinul GFest oferă reduceri de sărbători. Учебный центр «Миракл» приглашает на курсы по специальностям: моделирование, конструирование и художественное оформление одежды, бухгалтерский учет, новый план счетов, программа 1С, версия 8.2, швея-мотористка, оператор, менеджер, ремонт обуви. Выдается удостоверение Министерства образования. Улица 26 марта, 1, остановка роддом. Телефон 0231-2-65-21 www.miraclecentru.md. Фундаментные блоки 6-метровые, 4 штуки. Ригель 6-метровый, 4 штуки. Продам или обменяю на щебень или песок. Телефон 0-691-27-598. Am revenit în studio, alături de mine este Anatol Răcilă, directorul general al Teatrului Național Vasile Alexandrii, cu care continuăm dialogul. Mai are nevoie Teatrul Bălțean de noi talente sau ceea ce deja există este bine și este de ajuns? Nu. Teatrul tot timpul a avut nevoie de talente. El niciodată. Teatrul este o fântână. Tot timpul vin să duc, dar... Un teatru nu se poate liniști. El nu poate zice că am actorii ăștia și gata, nu-mi trebuie. Actorii tot timpul trebuie să fie în teatru. Tot timpul. De ce? De ce? Fiindcă un teatru e teatru prin actori. Cui trebuim noi, administrația și zicem ceilalți, tehnari, cum le zicem noi în teatru, fără artiști? S-au dus artiști, s-au terminat teatru. De ce artiști? Niciodată nu trebuie... cum zicem, să ducem lipsă de ei. Și niciodată nu trebuie să termine fluxul ăsta de suflete tineri în suflete noi. Deci eu zic că teatru tot timpul are nevoie de actori. Și niciodată nu trebuie împăcat cu gândul că gata, eu am actori, am cu cine faci. Se întâmplă, știți, chiar multe lucruri s-au întâmplat. De multe ori, când se ia, este o dramaturgie serioasă, și trebuie un actor. Și uite, actorul celălalt nu-l ai. Poate el este, dar noi nu-l vedem. Dar, uite, în cazul de față nu-l vedem. Și ne-ar fi trebuit, dar nu-mi aceea un actor. Bine, ai încercat să-l invinzi, poate alte teatre să-i vină. Iar acela care vrea ceva copii, vrea ceva bani, ducem lipsă, adică ne străim să irie și multă dramaturgie serioasă se pierde prin teatre, când nu ai cu cine o monta. Adică nu ai, nu zicem că nu ai omul cel talentat, că ce nu e vorba de talent la rolul la este. Este un om când trebuie un tipaj. Trebuie un Lenin în teatru, un Stalin, de unde să-l iei? Eu sunt gata aia ca să zic Lenin dacă trebuie. Dar la Stalin mai greu îmi vine să-l fac. Dar n-avem actor. De ce zic fluxul, oamenii să vină, actorii să fie tineri, să ridice, să provoace emoția la cei care sunt pe loc. Deci aici, acum am un spectacol, deci un dramaturg, un actor din teatru, un băiat, e vorba despre, că chiar și-a luat o hârtiuță, e despre Eminescu Vieru, deci un spectacol literar muzical, Dialoguri Moldave, așa zice, deci montat numai pe versurile lui Eminescu și Vieru. L-am montat și Prian Răcilă
Dar ce am vrut să zic cu lucrul ăsta așa? Iar am zis actori. Deci în spectacol sunt implicați doi actori de la Botoșani. Doi muzicanți, mai bine zis. Vioristul Lucica Sacaliuc și Oleg Sacaliuc. Este un spectacol în premieră? Da, e un spectacol în premieră. Și anume cu oamenii ăștia, cu muzicanții ăștia, actori ăștia, muzicanții ăștia, vioriști amândoi. Deci e un flux nou. Noi am fost, apropo, am fost și în România cu spectacolul ăsta, s-a jucat în diferite orașe, dar mai ales în Botoșani. Și să știți cât de interesant s-a jucat. El a fost spectacolul făcut de Ciprian Răcilă, că el și regizor, a fost făcut fără știrea teatrului, hai să zicem, a mea. Pentru că eu nu prea iubesc, nu știu ce se face teatru. Dar el, fiindcă e copilul meu, mai are niște favorități, știi? Îi mai dau eu voie să mai facă din capul lui ceva, dar totuși nu uiți să controlezi. Și eu am făcut spectacolul de patru colegi, au strâns versuri, au făcut un scenariu. Eu am spus, băieți, când am auzit ce fac ei, zic, ce faceți voi? Ia că ce facem? Deci eu vreau ca să-l văd. Când îți termina, să mă chemați să-l vedem. Și am chemat în timpul acela și câțiva oameni, printre altele și un critic din România, mie îmi place să ascult și alte păreri. Și am privit spectacolul. După ce am privit spectacolul, am întrebat, ce spuneți oameni buni? Ei erau toți în lacrimi. Măi, dar de ce? Ce s-a întâmplat? Nu v-a plăcut ceva sau ce? Măi, n-au putut vorbi. N-au putut vorbi. A zis, Doamne, ce emoții transmit copiii ăștia. Când au ieșit cei doi oameni, am zis, din România, cu vioarele cele, când au început a cânta melodie extraordinar de frumoasă, când a fost lucrurile astea cu Eminescu, cu Vieru, cu Veronica Mitli, cu lucrurile astea, a fost extraordinar. Spectacolul a căpătat loc în repertoriul teatrului. Am zis, chiar acum am hotărât, nu știu, am greșit poate, dar am hotărât să-l prezint și la gala premiului Unitate din Moldova. Adică, da, de 25, ăsta e ianuarie, va veni juriu și va privi spectacolul. Vreau să aud și părerea ce zic oamenii ce. Trece, n-ar trece, nu-i strașnic. Principalul e ca băieți să-ți prindă poptă, să fac ceva. Și tare bine că nu o fac singuri. Când încercam, deci câteva fete tineri, sau zici, cu 10 ani de staj, din prima promoție, din anul 96-2000, care au început a monta spectacole, care zic, da, spectacole mai bune, mai puțin bune, dar omul începe să facă, și noi nu putem să ne creștem oamenii noștri, tamam trebuie să vii cineva să uimească, să ne spună, sau cum zice, să descopere omenirea când de mult e descoperită, sau cum zicea cealaltă, când Columbu a ajuns în America, deci cei de la Clocușna vindeau mături. Deci e un banc. Deci noi trebuie singuri. Nu că putem noi să ne facă cineva. Noi avem potența asta. Bine, mai rău, azi mai rău, mâine mai rău, un an mai rău, un an mai bine. Dar în final se va întâmpla ceva. Nu s-a întâmplat, înseamnă că nu are drept să se întâmple. N-are de unde să se întâmple. Dar dacă s-a întâmplat, noi murim mâine. Nu suntem veții. Știi, de strașnic, că actorul nu este veșnic, el se cheltuie. De aceea și nu este o viață atât de lungă la un actor. Dar ei rămân, ei trebuie să aibă grijă din noi, de suflete noastre, să le aduc și ei în scenă, să le transmită oamenilor. De ce teatrul niciodată nu va dispărea? Că mai bun loc de a scoate și a prezenta oamenilor sufletul nu-i. Și emoția. Care sunt celelalte premiere din acest an? Eu chiar mi-am luat aici să vă zic, noi avem un repertoriu de 23 de spectacole pentru copii și 19 pentru maturi. Avem spectacole la care, eu știu, poate place unul, poate place la alt, dar noi ne stăruim ca să dăm spectatorul și comedia, și drama, și satira, și tragedia. Adică venim cu mai mult spectacol. A doilea spectacol care a fost frumos, deci a fost Pânia lui Inghi, de Anderson, un spectacol foarte interesant făcut, apropo de o actriță tânără, adică da,
10 ani în teatru lucrat, Inaila Șuc Ungureanu, care e și artistul emerit de acum, a adus în scenă niște lucruri extraordinare în pâinea lui Inghi, în pâinea cea de toate zile, când un copil îndrăznesc scalci pâinea și este pedepsit nu numai de lume, dar și de soartă. Dar până la urmă e cu un final frumos. Și niște păpuși extraordinari, niște costume extraordinare a lui Maria Palii, cu un decor extraordinar. Adică un spectacol pentru copii. Aici pot să vorbesc din Împăratul Gurcască, dar aici e autorul nostru, Gheorghe Calamanciuc, care este și șef literar în teatru și face piesă, adică e un dramaturg. Eu am zis că dacă mai este un dramaturg de teatru, în țară, apoi ăsta e Gheorghe Calamanciuc, care știe replica teatrală, care percepe ce înseamnă teatru și care a venit cu Împăratul Gurcască, tot o poveste pentru copii foarte dură, adică o combinație dintre păpuși și viu, care are un interes, copiii stau cu gurile căscate și îl privesc. Nu i-a avut sâmblă și da. Și ultimul spectacol l-am avut acum, deci a fost Fluturașul de Aldo Nicolai. Deci el seamănă mai mult la dramă, aș zice eu, dar eu l-am montat eu. Am zis că e o satiră dramatizată de mine și având un rol central pe doamna Emilia Lupan, care apropo am primit niște anișori de scenă și a avut mare onoare de a prezenta spectacolul Ita chiar la serata ei de absolvire, de creație. Deci, eu cred că am reușit cu spectacolul ăsta, dar nu știu de ce, fiindcă ea este o actriță extraordinară, o actriță care poate juca de la comedie până la tragedie, poate juca spectacole și spectacolul acesta e, pe dânsa o doare spectacolul ăsta, fiindcă e vorba despre un conflict social așa între mamă și copil, care l-a pierdut de ani și nici nu știe, și nici nu știe ea că l-are. Și el într-o zi vine și zice, eu sunt fiul tău. Deci, eu pierd cu un conflict între mamă și copil. Și, apropo de ce am zis mai înainte, deci un actor tânăr venit în teatru azi, vorba de Roman Gopșa, nu m-am temut și niciun rol n-a avut. Deci nu m-am temut și i-am încălițat rolul ăsta central. Un rol foarte greu. Eu nu zic că el s-a descurcat 100%. Are o șapită și 5. Dar omul simte replica. Omul are emoție. Omul transmite emoția. Omul e în conflict veșnic cu dânsa. Omul e prezent în scenă parcursul a tot spectacolul. Nu pur și simplu a ieșit în scenă. Uite-ați, îi mâncă două ore numai ca să-și, cum să zic, să întărească poziția în teatru. Dacă le face, își dă Dumnezeu cu bine, atunci el va rămâne un erou adevărat sau un actor de caracter, l-am vindea până la urmă ce va fi. Asta e problema. Mai sunt, deci, am zis de lucruri, este Corona Triunfală, un spectacol mai vechi, un foarte bun spectacol, Arena, anul trecut a fost premiera, tot Ciprian, Ienuța Săruș, Ciprian, Inaila Șuc, mai mulți actori ocupați și în regia domnului Griciuc. Deci un spectacol foarte curios, foarte bun, cu un conflict nemaipomenit de bun. Păcat că administratorii vin și îmi spun, nu putem face, nu putem vinde biletele la spectacolul ăsta. Deci el plâng oameni și nu vreau să vină. Eu zic că vreau să vină să le și ghine și vesel. Doresc doar comedii. Da, dar nu poți toată viața în comedii să te bagi, mai ales că la noi afară e comedie tot și comedie tragică la noi afară. De ce eu zic, nu știu. Dar repertoriul e pentru toate vârstele.
Și desigur că mi pare bine când avem sala plină, chiar și mai bine se joacă, mai bine se ascultă. Te simți actor când se bate. Nu ne trebuie bani, cu toate că nu ne-ar strica. Dar când ți-a bătut din pani și ți-a venit în scenă cu o floare, s-a terminat toate durerile care le ai acasă, în familie, mamă, tată. Aici e principal. Buchețelul acela, floarea aceea care ți-o dă, acela cum zici, răsplata pentru sufletul tău. Dar cred că mai frumos ca asta nu poate fi nimic. Care spectacole aduc mai mult profit, că ați pomenit că sunt pentru copii și pentru maturi? Spectacole bune. Dar care sunt? Spectacole bune. E clar că ar fi un păcat dacă aș face o diferență, dar până la urmă totuși spectacole pentru copii aduc venit mai mult. Fiindcă copil mai e greu la măgești, dar ușor îl convingi. Asta e. Iar dacă au credut în ceea ce se întâmplă acolo, te ascultă. Dar dacă nu au credut ce se întâmplă pe scenă, gata, el vorbește, are treabă, vrea să iasă, vrea să mănânce, ia mânca, ia dormi. Deci, am zis, spectacole bune aduc venit. Dar dacă zburi toate, înseamnă că toate spectacolele aduc venit. Dar clar că cel mai mult venit aduc copiii. Copiii, dar și normal copiii să fie cu venitul, fiindcă ei cresc. Ei trebuie să vadă lucrurile, ei trebuie să crească în anturajul ăsta de teatru. Doamne, când ajunge treaba să-l lămurești ce înseamnă teatru și când văd, vorbesc de teatru și eu stau alături cu 38 de ani în teatru și el face filozofie pe teatru, așa îmi vine să... Dar tac, mă fac că nu văd și mă fac că nu aud, când toți știu ce înseamnă teatru, dar eu și-o de alături nu mă întreabă nimeni, dar ce înseamnă teatru? Dar eu, da, ce înseamnă? Nu înseamnă nimic. Veniți și vedeți. Deci asta e problema principală. Teatrul are nevoie de spectator. Noi lucrăm pentru spectator. Noi ne cheltuim, dacă vreți, pentru spectator. Noi ne scoatem sufletul din noi pentru spectator. Și când vii seara și deschizi cortina, că au fost așa cazuri, nu vreau să zic că a fost bine. Am deschis cortina și am văzut 5 oameni în sală. S-a strâns mâna și chiar cineva m-a întrebat, domnule, jucăm în seară? Și eu am zis, băieți, 5 vor să ne vadă, 2 nu vreau să ne vadă, dar 1 vreau să ne vadă. Hai să jucăm. El a zis, și-a spui la alți 100 și încetșorul alt dat va fi mai mult. Dar nu trebuie să refuzăm pe omul cel care a avut plăcere să ne vadă. Noi avem un suflet care trebuie să îi arătăm cuiva. De atunci, dacă nu am jucat azi, când îți puțini mâini, când îți puțini... Dar eu zic slava Domnului și timp a cruci că cam rar, dar spectatorul este, avem, și copii și la spectacol de seară vin. Clar că mai mult tineret, colegii, școli profesionale, școli, clasele mari. Da? Într-un interviu recent mi-ai spus că au început tot mai mult să vină spectatorii de la sate. Chiar da. Cu autobuzele vin. Da, vin și îmi pare bine, știți? Când vine cineva de la sat, vine îmbrăcat frumos. Trece la garderobă și lasă cizmine și încalță pantofi. Că i-a venit la teatru. Pentru la... ei e sărbătoare. Da. Și noi trimitem și autobuz. Dacă ei se adună acolo un 20 de oameni în microautobuz, sau vorbim cu autobuzul de rute, ca să le aduc și să iei înapoi, tot dimineața el trebuie să fie acolo să vină cu oameni. Și îi vin gătiți, băstoare frumușele, îmbrăcate, chiar și când eu să mai permit și o rochie lungi. Dacă de... Și intră în sală, eu frumusat, numai în biserică așa aveți. E foarte frumos lucruța și îmi pare bine că fetele mie noastre, mă refer la administratoarele noastre, deci fac lucrul ăsta. Eu, câteodată, nu prea am timp să mă duc, sunt ocupat cu altcineva, dacă mă duc și văd asemenea lucruri, știți că chiar mă înflă lacrimile câteodată. Uite cum săracul om, mâncești toată ziua la țară acolo, bac, cai, ce vrei, și-o găsit o seară să vină. Dar noi la oraș, profesorii de la universitate, nu știu unde e teatru. Nu știu unde, mai vorbesc de profesori, nu mai vorbesc de medici. Nu se supri, că am mulți prieteni medici, am mulți cunoscuți medici, dar nu vin la teatru.
Măcar din curiozitate să-și vadă colegul, cu un prieten. Îi dau invitații. Facem câteodată câte o sărbătoare la teatru și eu îl ofer prin invitație. Acelor spectacol, rat, nu vin cu invitații. Degeaba nu vin. Ce faci acasă? Și-o dâmbești în garajul și beau vin? Sau ce fac eu? Nu-mi dau seama. Chiar nu poți tu. Noi jucăm 10 spectacoli pe lună. Nici nu 10, dar 7-8 pe lună. Da? În total îți primesc 15, că jucăm ziua pentru copii și apropo seara pentru maturi. N-ai tu chiar 15 sări să-ți iei femeia de mână, să vă îmbrăcați frumos și să veniți la teatru, să vă urcați la rândul 7. Dacă vreți să luați o floare, eu n-am să refuz, dar ai venit să ai zis o seară și te-ai uitat, te-ai văzut pe tine, poate undeva, chiar în drama asta al Vuturașei. Hai să vezi undeva pe tine sau pe părinții tăi sau pe cunoscutul tăi sau știu eu pe cine. Dar vină, măi, nu-ți poate să șezi numai în teatru și să faci politică, adică în casă și să faci politică. La noi toți fac politică. În fața televizorului. În fața televizorul ți-i scârbă să te mai uzi, dar chiar unii te duce azi. Eu de-am am fost pe la nunți, pe la cum mă trec, mă duc, mă cheamă oameni. N-au ce faci și eu mă duc. Toți vorbesc despre politică, toți știu ce, toți își spun părerea. Că așa l-au furat cu tare, așa l-au... Băi, stați voi să-l judeci întâi și îți spune că-o furat. Ce zice omul că-o furat? Dacă zic că ai furat tu, apă ce? Apă că eu n-am furat. Apă ce vorbești de om dacă nu l-ai dat în judecată, nu l-a prins nimeni, de unde știi că-o furat? L-ai prins dumneata? Apă că nu, dar spune lumea. Ce te uiți în gura lumii? Nu te uita în gura lumii. Am propus, apropo, la o întrunire așa cu... Când mi-aduc aminte de cele 250 de milioane, țara noastră nu are buget, atâta, dar filatrii l-au luat mită. Ei, nu cred. Ei, dar asta e părerea mea. Dar la o întrunire am avut-o noi cu mai mulți oameni de ăștia care percep cel puțin în lucruri și care... Și am zis că deputat în Parlament, de ce am ajuns noi azi în halul ăsta? Păi zic, de ce am ajuns? Poftim, uitați-vă, cine e în Parlament astăzi? Când în Parlament eu am propus, trebuie să fie oamenii care au două facultăți, dintre care una jurist. Și atunci eu am să mă închin în fața lui, care are două facultăți, și gândește. La noi trei oameni gândesc, 500 și ceva, așa, în Parlament. Și noi ne întrebăm de ce am ajuns azi așa. Cum a zis? De ce ați ajuns? De atât ați ajuns, că acolo la bancă și am oameni deștept, știu amăgi, dar voi sunteți niște oameni care nu vreți să gândiți, stați în Parlament și nu faceți nimic. Dar cum să faci dacă nu știți ce să faceți? Dacă voi faceți o lege și vine și vă curtea constituțională, ți-o anulează, că voi n-ați făcut. Ei, tu ești parlamentar! Cum poți să faci legi? Tu nu știi legea. Și ieși de la Constituție, nu tot oamenii care au fost, același oameni care a fost cândva în Parlament, azi acolo, ei tot au fost cu voi. Și ies tu anuleză. Și voi nu știți lege? De ce v-ați băgat, dar? Uite, eu nu am îndrăzneala să mă bagă. Mi-au propus foarte mulți partide în lista lor. Dar am zis că eu nu merit. Eu sunt bun la locul meu. Hai să fim fiecare buni la locul lui. Să ne facem lucru normal, cinstit, să nu pune mâna pe ce nu trebuie, dar dacă pui mâna, pune degetul, dar nu băga labile amândouă, pardon de expresie. De ce eu nu vreau să fiu, n-am curajul să încerc să fiu deputat. Pentru ce? Eu nu cunosc legile până într-atâta. Cu toate că, față de ce avem noi acolo, el trebuie să mă înveță. Dar nu vreau, de ce să încurc? De ce trebuie în Parlament oameni învățați, la care pot să te închini, chiar dacă au greșit, băi, au greșit, dar uite, omul e hâtru, el gândește. Dar noi ies la tribună, vorbesc prostii, am 175 de consultanți politici. Ei, dar, la capitolul ăsta este mult de lucru. Da, este mult de lucru. Principalul e asta, despre ce vorbeam noi. O să discutăm mai târziu, după o scurtă pauză publicitară.
Химчистка «Чистюля». Идеальная чистка ковров, паласов, пледов, одеял, перьевых и силиконовых подушек, мягких игрушек, а также оверлок ковров. Химчистка «Чистюля». Это использование современного оборудования, гипоаллергенной химии, стирка роторными машинами, полоскание, центрифуга, сушка под потоками теплого воздуха, чистые ковры с доставкой. Приедем, заберем, привезем. Совершенно бесплатно. Химчистка «Чистюля». Телефон 0231-935-35. Это просто курорт. Гефест – идеальная выпечка. В магазине Гефест новогодние скидки. Учебный центр «Миракл» приглашает на курсы по специальностям: моделирование, конструирование и художественное оформление одежды, бухгалтерский учет, новый план счетов, программа 1С, версия 8.2, швея-мотористка, оператор, менеджер, ремонт обуви. Выдается удостоверение Министерства образования. Улица 26 марта, 1, остановка роддом. Телефон 0231-2-65-21, www.miraclecentru.md. Фундаментные блоки 6-метровые, 4 штуки. Ригель 6-метровый, 4 штуки. Продам или обменяю на щебень или песок. Телефон 0-691-27-598. Domnule Răcilă, între timp a parvenit și o întrebare de la un telespectator. Întrebarea sună în modul următor. Când va fi deschis un studio foto a teatrului unde oamenii contraplată și-ar putea face poze în diferite costume? Și dacă este posibil acest lucru? Eu cred că este posibil. Și chiar îi mulțumesc, spectatorul mi-a dat ideea asta, cu toate că ei era, dar nu aveam, cum zice, un studio aparte. Avem sala mică unde se montează decor special, ce vrea omul care vrea, și oamenii care vor costume, adică vin din timpul și au costume, filmează, adică noi facem lucruri în dată de oficial. Dar dacă spectatorul se întrebe, eu chiar m-am gândit la lucrul ăsta, fiindcă noi specialiști profesionali de ale fotografiei avem, costume avem, salon unde se poate de fotografiat orice avem, adică mi-a mai rămas dorința. Și mulțumim frumos, eu mă voi gândi și dacă o să cotic lucrul ăsta, aduci și bani, numai decât am să facem. Din păcate, am ajuns deja la finele emisiunii. Ce ați dori să transmiteți persoanelor care doresc să facă o carieră de actor? Aha, și le-ați dori. Dar eu ce să le doresc? Eu le-aș dori să fie talentați. Le dori să aibă talent, să fie înzestrat cu ceva de la natură, dar pe urmă eu voi răspunde de munca lui în teatru sau pe scaunul studențesc. Eu îi voi învăța cum să muncești, eu îi voi învăța orice de la teatrului, dar ei trebuie talentați, cinstiți și cu un suflet mare. Și dacă ziceți că am ajuns la finele emisiunii, ajungem la finele emisiunii, eu aș vrea să mă folosesc de moment și să îmi felicit întreg colectivul și toată lumea, mai ales spectatorul, mai ales colegii mei, prietenii mei, studenții mei, tânăra generație teatrului, să o felicit cu acest an și să le spun că vine anul maimuță. Da, anul maimuță va fi bine, mai ales pentru mine, fiindcă eu sunt maimuță după zodii. Și eu tot. Da, așa, tu tot, din iunie sunteți? Da. Numai nu de la 15? 92.
Anul 1992, 14 iunie, sunt cozi mai târziu. Cozi numai mai târziu, da. Hai că tu aproape suntem, da. Deci ei îi doresc multă sănătate, în primul rând, fiindcă eu știu că principalul e sănătatea. Multă sănătate îi doresc. Îi doresc roluri mari, îi doresc regizori, îi doresc ceea ce își doresc ei să fie realizat în anul mai mulți. Dar totuși, până la urmă, mai ales actorilor de seama mea, noi, ăștia vechi, vă doresc sănătate. Numai sănătate, că dacă ești sănătate, apar și succesele, apar și bunăvoință, apare și tot apare dacă ești sănătate. De ce la mulți ani îi doresc la toată lumea, spectatorul nostru, îi doresc multă sănătate, mult succes. Bineveniți la teatru sunteți, sunteți invitații noștri. N-aveți cu ce veniți, că prima dată noi încercăm și așa, și așa, nouă ne trebuie spectator, noi ne trebuie pe voi ca să avem cui juca, ca să avem cui prezenta sufletul nostru. Și părinților mei sau mamei mele își dorim mult sănătate, copiilor mei mult sănătate și succes, am și medic și actor mai ales. Și vă doresc la toți la mulți ani. Dragi telespectatori, aici emisiunea a luat sfârșit. Rămâneți alături de BTV să aveți o seară bună în continuare. Da.